Îmi vine o generație acum care e consumatoare de second hand. Ce părere ai de acest lucru? Asta e o chestie foarte pozitivă, sunt de acord cu treaba asta, e o mișcare înțeleaptă. La Londra să știi că sunt foarte multe branduri, inclusiv brandurile pe care eu le port de ani de zile, cum ar fi Margaret Howell, care nu mai aruncă piesele din colecții, cum fac cei de la Chanel, de exemplu, și asta duce către chestii sinistre, pentru că toate zecile alea de mii de genți se ard și îți dai seama ce se întâmplă în urma acestor procese. Londra a fost prima piață din Europa care a început să facă genul ăsta de ultra sale-uri, dacă vrei, adică piese impecabile din colecții, discounturi de 85-90%. În paralel cu asta se întâmplă, bineînțeles, și tot fenomenul ăsta legat de second hand și vintage, pentru că e o diferență destul de mare între second hand și vintage. Vintage-ul este acea piesă care la vremea ei a însemnat ceva. Nu neapărat că avea o semnătură designer, dar care și la vremea ei, acum 15-20 de ani, ca o piesă să fie vintage trebuie să treacă minim 15 ani și minim acum 15 ani, să spunem, ea să fi însemnat ceva, să fi avut un tipar mai special sau să fi fost o piesă oarecum mai statement, dintr-un material mai special, nu neapărat brandul, dar cât mesajul pe care îl trimitea. Adică nu orice piesă de acum 20 de ani este o piesă vintage. O piesă oarecare de acum 20 de ani este o piesă second hand. O piesă vintage este acea piesă mai particulară pe care o vezi, care se decupează din mulțime. Eu susțin foarte tare acest fenomen, mi se pare că și în România a început să se miște foarte bine treaba. Sunt foarte multe profile pe Instagram, de exemplu, ale unor fete care asta fac, cu treieră târgurile prin toată Europa, după accesorii, piese, vestimentare și așa mai departe, și le vând la prețuri super decente online sau pe Instagram sau în mici showroom-uri. Și e o mișcare pe care o susțin, mi se pare o variantă ultra cool și ultra chic, dacă vrei, pentru tot ce înseamnă moda asta mainstream și așa mai departe. Uite, spun o întrebare simpatică. Acum că tot ai slăbit, te gândești ca oamenii să aibă acces la fostele tale piese? La ce să aibă acces? La fostele tale piese vestimentare. Te-ai gândit să le dai? Am dat cam 90%, le-am făcut cadou, pentru că nu mai puteau fi purtate. Am avut vreo 2 sau 3 pe care am încercat să le modific, pentru că țineam foarte, foarte tare la ele. Dar în rest le-am făcut cadou prietenilor buni care, mă rog, le admirau, le plăceau și se bucură de ele în acest moment. De ce piese totuși ar trebui să scăpăm? Că sunt sigură că există. Să scăpăm? Da. Ar trebui să scăpăm de rochile de seară, dacă vrei, ultra depășite, pase, demodate, numește-le cum vrei. Mă refer la rochile acelea de nuntă, de nașă, din dantela de plastic cu aplicații nefericite și așa mai departe. Eu, mă rog, e mult spus la și interzice, pentru că nu vreau să interzic nimic nimănui, dar aș fi mult mai atent cu femeile care îmi cer sfatul și care cumva tind tot către zona aia. Chiar mi s-a întâmplat recent, nu mai cred nici în piesele cu foarte mult sau prea mult logo la vedere, indiferent că se poartă, indiferent că le vedem pe Instagram și în social media, că le vedem pe Kardashians sau nu știu ce. Mi se pare că tot show-off-ul ăsta ar trebui să dispară ușor, ușor. Nu glamurul, atenție, show-off-ul. E o diferență foarte mare între glamour și extravaganță și show-off. N-au nicio legătură, de fapt. Și atunci cred că, mă rog, asta ar face bine și unor cetățeni care poate nu-și permit un gen de branduri și așa mai departe, mai cu seamă când ești vedetă, mai cu seamă când ești urmărit de foarte mulți care se pot simți și fără voia lor frustrați sau ce știu eu. Consider că ar trebui ca oamenii să fie mult mai responsabili când vine vorba de treaba asta și de cât arată în social media, începând de la, nu știu, vacanțe și până la ceasuri, genți și așa mai departe. Dacă nu o faci cu măsură, poți să dai foarte ușor în vulgar.